A părut o exagerare când am spus domnului avocat a doamnei Șoșoacă, dar haideți să vedeți că s-au adunat acolo cu micul mare să o întâmpine cu flori. Cum se face, nu? La serviciu... Cu frunză și flori, la trecători. Renate Weber, doamna Șoșoacă. Ia să vedem. Aplaudați-o, doamna Renate Weber! Ieșiți acum! Doamna Renate Weber, pentru dumneavoastră și vă mulțumim din tot sufletul. Ne pare rău pentru tot ceea ce s-a întâmplat. Îmi pare rău că n-am putut să vă apărăm mai mult. Luați la revedere de la toți oamenii din instituție. Dar... Da, dar să știți că aveți... Să știți că aveți sprijinul tuturor românilor, chiar dacă nu sunt toți aici, că este zi de serviciu. Noi vă mulțumim pentru că ați reprezentat cu cinste și onoare instituția Avocatului Poporului. Ați fost singura persoană a unei instituții naționale care a apărat poporul român într-o vreme de restriște, într-o vreme de instituire a dictaturii. Renate! 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 Nu uita! Noi suntem de partea ta! Renate, nu uita, noi suntem de partea ta. Renate, mulțumim, mulțumim, mulțumim. Mulțumim. Imagini emoționante cu descinderea doamnei Renate Weber. A văzut acolo, de o parte era doamna Șoșoacă, pe de o parte a mașinii era doamna Șoșoacă, pe partea cealaltă erau doamnele Lovin, Cerva și așa mai departe, celelalte individe, celelalte apariții. Și stăteam și mă gândeam prin comparație, când a plecat doamna Andreea Moldovan, aceleași doamne, mai puțin doamna Șoșoacă, erau în jurul unei mașini, înjurând de mama focului. Uite, acum o stare de relaxare și de flori aruncate spre doamna, spre doamna Renate Weber. Încerca, vezi că era o bătălie între cele două părți. Avem aici partea Lovin, vezi? Încercau să o atragă pe doamna Renate Weber către ei. Uite, telefoane și așa mai departe. În partea asta se filma din partea doamnei Șoșoacă și încerca doamna Șoșoacă să tragă pe partea ei acest moment important. Un gest urât, pentru că există o vorbă în poporul român, pe avocatul poporului să nu-l lovești nici cu o floare. Și totuși aici s-au aruncat flori. În schimb, a zis doamna Șoșoacă, a zis, tot poporul vă susține? Am auzit. Mă, tu o susții pe Renate Weber? Dimpotrivă. Nu o susții. Dar nu fac parte, înseamnă din popor, sunt scos din popor. Tocmai am fost excluși din poporul român de doamna Șoșoacă. Am scos din poporul român. Deci fie doamna Șoșoacă minte și nu tot poporul o susține. Dar e mai din popor, e așa. Poate nu mai avem nici cetățenie, poate ne-a retras Șoșoacă cetățenia.